Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Începe o nouă săptămână, e luni dimineață. Da, bună dimineața, fiecare meserie cu riscurile ei. Noi, cei care suntem la ora asta pe frecvență, avem acest risc zilnic. Trebuie să ne trezim de vreme, dar, mă rog, în timp ne adaptăm. Vă mai ajutăm și noi, mai cu o veselie, mai cu o glumă proastă. Uneori le mai și nimerim. Mai rar, da, asta e, și voi sunteți îngăduitori. Dar alte meserii au riscuri mai mari. De exemplu, meseria de spărgător. Acolo trebuie să fii foarte bine pregătit, să iei în calcul foarte multe lucruri. Asta așa din ce vedem în filme. Da, da. În realitate, lucrurile par ușor diferite. Joi seară, de exemplu, un domn hoț din Buzău s-a blocat în gardul proprietății pe care voia să o șefuiască și, paradoxal, a avut nevoie de ajutorul poliției ca să se elibereze. Sărac. Deci pentru eliberare a cerut să vină poliția. Deci când am văzut știrea asta, m-am gândit că poate spărgea ceva în cofetărie. Uite, vezi, da. Și ai intrat și hâț, cum fac motanii aia grași care încearcă să intre, știi, pe gaura de la ușă, uh-huh, și rămân blocați așa, că nu le trece burta. Dar, bun, era vorba, de fapt, nu de cofetărie, ci de un magazin. Mă rog, el spărgea piața de mărfuri industriale din Buzău. Asta zic și eu. Când am văzut... Dar ce-o fi în piața aia? Pare să fie așa, un soi de Prisma, ca pe vremuri. E, da. Piața de mărfuri industriale din Buzău, aici se spărge, el spărgea un depozit de, citez, articole de piele și lână. Am văzut imaginile filmate, era articole piele și lână. O alăturare, că dacă ai lână, în vine principiu, frigo, poți să iei și pielea. Exact. Sigur, inteligent e să nu iei și pielea dacă iei lână. Adică să tunzi, nu să jupuiești. Da? Pui. Să jupui. Cred. Jupuiești, no, sau jupui? Jupui, mă. Bun. Dânsul, de fapt, a băgat mânuța printre gratii. Poți turba la gratii. Să schimbe direcția camerei de supraveghere. Și când s-a chinuit el la camera de supraveghere, hâții a alunecat un picior sau ceva și a rămas agățat de grilaj. Pentru că era un hoț cu mână largă. Ceva. Asta e și meseria lui, brățară de oțel, pentru că asta s-a zbătut ce s-a zbătut, după care a strigat după ajutor. Un trecător fără inimă, în loc să-l ajute pe domnul hoț să se elibereze, a chemat poliția. Și eu sunt curios când a apărut. A chemat ajutoare, mă, nu, da, poliția. Nu, a chemat poliția. A sunat la 112. El a fost bine intenționat. De fapt, da, a spus. Hai, veniți că avem aici un caz cu un domn care, săracul de el, când voia să plece acasă, se terminase program de lucru. Da, și-mi imaginez cum a venit poliția, ăia cred că s-au stricat de râs. Imaginele sunt filmate ceva mai târziu. Au venit și pompierii, toată lumea, au tăiat gratile, ăla stătea cu mânuța acolo, fai de capul lui. Cred că la un moment dat, ce faci, Houdini? Te-ai încărcat. Iosefini! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.